Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la o nouă ediție a emisiunii Sub semnul întrebării, o ediție specială pentru că am marea bucurie a unei premiere în această seară, o întâlnire cu prietenul Pavel Șușară, critic de artă, scriitor, poet, da? Salut, Pavel, și mă bucur foarte mult că ești în emisiunea Sub semnul întrebării în această seară. Bine te-am găsit, Robert, și abia așteptam să fim împreună pentru că am admirat de la distanță dialogurile tale mitologice de-a lungul anilor. De la emisiunea ta. Eu îți mulțumesc foarte mult în numele, cred că multor români, pentru efortul de a fi realizat o lucrare acum, de ultim moment, să spunem, dar cea mai recentă lucrare a ta. Este acest volum excepțional pe care îl arăt și la camera de luat vederi, dar îl vom tot arăta de-a lungul emisiunii pe ecran. Brâncuș. Este o lucrare extraordinară despre o personalitate nemaipomenită, un personaj extraordinar, da? Constantin Brâncuș. Și îmi spuneai înainte de emisiune că lucrarea, eu cred că pe bună dreptate, unul pentru că e scris de tine și că oamenii au încredere în lucrurile pe care le faci tu, dar are un succes extraordinar, nu? Pare că românilor le e foame la un moment dat de lucruri consistente, ziceam noi, de chestiuni care să aibă semnificații aparte, din care se află lucruri extraordinare. Se tot verifică, Robert, lucrul ăsta. De câte ori se întâmplă ceva solid pe piața noastră culturală, de atâtea ori se fac cozi ca la butelii, înainte de 89. Deci când sute de oameni se așează la coadă pentru un bilet, să intre la o expoziție sau când nu se mai poate intra la festivalul Ionescu, biletele se epuizează și abonamentele cu jumătate de an înainte de începerea festivalului, asta arată ceva, arată că nu suntem chiar troglodiți, așa cum apărem de multe ori în statistici și în imaginea pe care ne-o creează de cele mai multe ori mediile sau, ca să fiu mai riguros, sub medie. Tu vorbești într-adevăr despre o Românie încântată să descopere lucruri profunde. Oameni care merg la teatru și, într-adevăr, e greu să găsești bilete la un spectacol de teatru bun. Spuneai de festivalul George Enescu, spuneai de lansări și de... dar auzi totuși, Pavel, unde sunt românii ăștia când vine vorba de dezbaterile grele din societate, asupra unor lucruri importante pentru viața noastră? Parcă mie mi se pare că ei merg spre aceste zone culturale, dar când vine vorba de implicare în viața cetății, parcă preferă să stea deoparte. Pe deoparte, aici avem de-a face și cu statistici, nu numai cu interese. Există interesul ăsta despre care vorbeam în mod cert. Dar pus în ecuația întregii populații a României, el reprezintă totuși o nișă care nu poate răsturna establishmentele de multe ori la limita disoluției pe care le tot vedem noi. Deci există, e fenomenul de continuitate subterană. Un fenomen extraordinar de interesant, că ăsta a salvat viața publică, viața culturală și până la urmă viața adevărată a României. Și eu am mereu la îndemână exemplu anilor 50. Da. Când la vedere aveam realismul socialist și în artă, și în literatură, și în teatru, și în toate. Și se părea, privind lucrurile de afară, că e un clivaj enorm între, să zicem, anii 40 până după al doilea război mondial, când au venit sovietici ca să ne organizeze superior și pe noi, și perioada care a urmat după expoziția din 47, să zicem, expoziția Flacăra. Da. Și așa pare că totul dintre în deceniul ăla sau deceniile alea două era realist socialist. Adică abdicare totală. Ei, după 64, când au început să apară celelalte, au început să apară o diversitate de manifestări, s-a văzut că în aceeași perioadă a lucrat Țuculescu,
În aceeași perioadă a fost grupul din care făcea parte și Andrei Cădere și Ionel Mira și mai mulți, Octav Grigorescu și alții. Chiar dacă spui tu, nu ieșeau la suprafață? Nu la suprafață, da? Lucrau, ei lucrau în subteran. Da. Și ei au asigurat continuitatea cu perioada interbelică. Același lucru se întâmplă în literatură. În 64 au apărut, nu știu, Ștefan Augustin Doinaș. A apărut așa zisa școală de la Târgoviște, Costache Olăreanu, Tudor Țopa, Radu Petrescu și cei, care au scris exact în anii 50. Numai că ei fiind dezavoați de către regim sau fiind excluși, pur și simplu exilați din spațiul public, ei au asigurat continuitatea prin subterane. Deci, e un astfel de fenomen, spui tu, și nu acest moment? Adică, și, da, în fața manelizării care cuprinde la un moment dat, care se pare, cuprinde România, toată lumea, da? Există canale prin care pitagoreic, de la gură la ureche, se transmit mesaje importante și sunt așteptări importante. Da, din punctul tău de vedere, critic de artă fiind și având o altfel de privire asupra acestui fenomen cultural, să spunem, ți se pare că suntem într-o perioadă, mai să numim de simplu, de criză, n-a spune agonie, dar că e o perioadă în care sunt niște frământări teribile sau pur și simplu periodic în viața lumii se întâmplă și astfel de momente? Robert, periodic le percepem noi, dar ele se întâmplă tot timpul. Acum, de pildă, recitesc satiricul lui Petrone. Da. Din când în când mai au lucrurile astea, da, și Măgarul de Aur al lui Apuleius, care sunt niște texte absolut fenomenale. Și știi ce spune el acolo? Zice, foarte tare greșesc părinții care nu vor ca odraslele lor să fie prea împovărate la școală. Și zice, ies copiii care mai mult vor să se joace la școală, tinere, mai mult vor să se joace la școală decât să învețe și vin în forum total nepregătiți și se fac de râs. Extraordinar. Sună cum părinții din ziua de azi, care zic prea multe teme. Părinții din ziua de astăzi și elevii din ziua de astăzi, pe care noi îi observăm și ni se par degradări ale condiției elevului, așa cum îl cunoșteam noi de altă dată. Nu, permanent sunt fenomenele astea. Problema e alta, de dozaj. Da. Deci când lucrurile sunt dincolo de capacitatea socială de a le suporta, atunci intrăm în crize și intrăm în disoluție. Acum suntem într-un fel de criză care nu e a noastră. Nu e criza României. E o criză mondială și criza asta mondială vine din pricina dispariției dușmanului tradițional, a comunismului sistematizat în blocul de răsărit și în Uniunea Sovietică. Dispărând comunismul de acolo, el s-a infiltrat în straturile profunde ale lumii însăși. Și găsim comunism în cel mai solid, în cea mai solidă agregarea lui în Europa Occidentală, îl găsim în America, da, îl găsim în Canada, găsim peste tot. Deci s-a rupt zăgazurile alea care îl țineau izolat în blocul de est și el acum a dat nevală și a infestat întreaga configurație a istoriei contemporane. Te-am văzut de-a lungul anilor, aș spune, da, în postările publice pe care le faci uneori cu, aș spune, chiar revoltat, acid, chiar la un moment dat supărat, aș spune, pe pagina ta de Facebook. Te-am văzut enervat de felul în care arată lumea în care trăim astăzi și revoltat și pe, mai să spunem, progresismul care cuprinde, neomarxismul care cuprinde lumea în care trăim astăzi. Sunt revoltat pentru că se vede foarte clar fenomenul de continuitate. Noi abia am ieșit de sub constricția comunismului clasic. Da. Știm foarte bine care erau realitățile lui, cum se opera asupra limbajului, cum realitatea se construia
prin cuvinte. Se construia lexical realitatea. Dacă spuneai că o biserică este monument istoric și nu biserică, biserica era exclusă ca fenomen din mentalul perioadei respective. Deși ea era același lucru, dar da, altfel denumită. Acum e suficient să redenumim anumite lucruri sau să le numim din nou și ele să genereze realitate. Deci noi am trecut prin perioada asta 50 de ani și știm foarte bine la ce a dus. Și tu spui că noi avem un reflex aproape că de nerepugnă. Vrem să stăm cât mai departe de asta în vreme ce alții nu înțeleg de ce nu acceptăm lumea modernă. Nu? Da, pentru că nu e lume modernă. Că nu e, nu. Asta e problema. Exact, nu da. E lume modernă, este o lume reșapată. Uh-huh. Este o lume reciclată. Uh-huh. Iar corectitudinea politică asta, este da. Manualul de etică și de echitate socialistă. Extraordinar. Este cartea verde a lui, ideile ciuci al lui Kim Il-sung. Da. Deci despre asta vorbim aici. Și atunci, degringolada care vine în artă, de pildă, în literatură mai puțin, deși și acolo sunt intruziuni, dar în artă în special, este ideologizarea ei. Uh-huh. Adică un neorealist socialist. Numai că de data asta nu mai e cu muncitorul de pe ogoare, cu muncitorul de pe tractoare, cu muncitorul din fabrici și uzine, cu muncitorul de la catedră sau cu muncitorul din spitale. Oamenii muncii în halate albe, așa se numeau atunci. Deci nu mai e cu muncitorul, pentru că muncitorul și-a depășit condiția. El avea pur și simplu o problemă economică atunci. Voia și el să-și facă vacanțe în străinătate, voia să se ducă la mare. Acum muncitorul se duce la mare. Și el a fost pierdut de mușteriu pentru marxismul reșapat. Și au găsit marginalii cărora li se promite fericirea exact cum promiteau clasicii marxismului fericirea pe pământ. Asta a fost și eșecul lor. Pentru că ei au proiectat paradisul după colț. Măcar creștinismul a avut decența să-l proiecteze într-o viață care va să vie. Ei l-au proiectat aici. Exact așa se promite și acum. Dar cum îți explici totuși că, hai să spunem, dacă Occidentul, pe care l-ai pomenit mai devreme și în acord cu ceea ce spui tu, pe această linie este și Andrei Șerban. L-am avut invitat aici și ne povestea că a văzut în America apariția comunismului, de fapt, în America, într-o formă pe care el o știa, o detesta, o trăise, o știa din România și că de asta pentru el America de azi, spunea, nu mai are nicio legătură cu America în care s-a dus în anii 70. Bun, acum, da. Și aici lucrurile trebuie discutate, pentru că nu e toată America. Sigur. Nu e toată Canada, nu e toată Franța. Da. Nu e toată Olanda. Dar surpriza pentru noi e că se întâmplă în astfel de spații. Se întâmplă pentru că niciodată ideologia de tip marxist și cu toate ramificațiile ei nu a dispărut. Mereu s-a incriminat proasta aplicare a marxismului. Da, da, da. A spus, nu, ideologia este extraordinară, dar n-a fost aplicată cum trebuia. Păi, dacă n-a fost aplicată în China, unde au murit sute de milioane de oameni, dacă n-a fost aplicată în Cambodgia, unde Pol Pot a făcut piramide de cranii, dacă n-a fost aplicată în Rusia sovietică, în care au murit mai mulți oameni subcomuniști decât au murit în cele două războaie mondiale. Așa e, da. Dacă în România gem și acum zonele limitrofe canalului și la periprava și nu știu cum de sufletele celor uciși pur și simplu acolo. Păi nici într-una din zonele astea nu s-a aplicat corect și ăștia de acum, Gheorghe Lucaci și cu școala de la Frankfurt și cu noii mesianici de astăzi știu cum se aplică. Nu există modalitate de a face omul fericit împotriva voinței lui, care să nu ieșuieze în crimă. Deci toate ideologiile astea au un potențial criminal. Și de asta sunt revoltat, pentru că eu știu foarte bine cum nu puteam într-un ziar județean să spun anumite cuvinte și acum vin niște
activiste de nicăieri și îmi spun că sunt misogin, că sunt sexist, că sunt nu știu cum, pentru că eu identific femeia ca femeie. Identific bărbatul ca bărbat. Identific oamenii conform naturii lor, așa cum... I-a lăsat Dumnezeu. Cum i-a lăsat Dumnezeu, cum i-a lăsat natura. Uită-te și la primate. Și acolo există mascul și femele. Mm-hmm. Deci nu poate să vină cineva și să spună că eu nu sunt bărbat. Evident că sunt bărbat, că știu chestia asta. Sau să fiu incriminat că sunt bărbat și că am, nu știu, am mefiențe față de tot felul de relativizări. Și de asta mă enervez și, de fapt, nu enervarea contează, ci suferința care determină această enervare. Dar cum îți explici totuși faptul că genul acesta de mișcări, da? Chiar și aberațiile din categoria corectitudinii politice, sunt uneori extraordinar de seducătoare pentru minți luminate. Eu am văzut, și ai văzut și tu, în România vorbim acum, oameni de la care întotdeauna am avut așteptări extraordinar de mari și am în continuare, pe care îi consider foarte bine mobilați intelectual și care au îmbrățișat cu un entuziasm pentru mine surprinzător genul acesta de mișcări aberante Robert, din categoria corectă. Când e entuziasm, da. Vedem ce s-a întâmplat. Și Beluzilber era entuziast. Da, da. Nu, și Pătrușcanu a fost entuziast. Da. Și Foriș a fost și entuziast. Și știm cum a fost folosită aranca împotriva entuziasmului și tot felul de alte instrumente primitive, dar foarte eficiente. De foarte multe ori e vorba de oportunism. Și de teama, de lașitate e vorba, de teama de a nu fi excluși. Cum, Pavel, sunt niște oameni, de la oamenii ăștia așteptăm la un moment dat cele mai înalte culmi de caracter moral, da? De la oamenii ăștia, că spune, doamne, mobilați intelectual, un intelectual are frământări, gândește, el nu poate să se arunce în sprijinul unei cauze fără să o fi filtrat prin propria conștiință. Până la urmă totul se reduce la parale? Nu la parale. La sinecuri, la ce? La dorința lor de a fi într-un cerc? La statut. La statut da, se reduce. Da, da. Pentru că, deci, mie îmi comentează la revolta mea, pentru care a și fost blocată, a fost... Online, la revolta ta online. Revolta mea online, nu, dar e o chestie punctuală. Când o adolescentă, o fată, violată, curgea sângele din ea pe trotuar, pe la Galața, nu știu pe unde, oprește o mașină de poliție, o polițistă coboară din mașină, o vede, vede fata că sângerează, se urcă în mașină și pleacă mai departe. Mm-hmm. Și atunci revolta mea, când am întrebat, dar unde sunt feministele care rup ușile la televiziuni și nu știu cum, nu am auzit un glășcior care se spune, măi, cum lăsați copilul ăla să sângereze acolo? Evident că am fost la CNDC-ul ăla. Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării? Pentru combaterea Te-au chemat acolo? Nu m-au chemat. Dar am fost, am fost denunțat. Denunțat. Pârât. Da. Am fost pârât. Da. Am fost suspendat o lună de zile de pe Facebook, deși nu din prima. Au revenit ca să mă suspende și cineva comentează acolo. Eu am spus, dar nu încercați să-mi puneți pumnul în gură, fiindcă nu să reușiți. Nici înainte nu mi s-a pus pumnul în gură și nu o să mi-l puneți nici acum. Și un poet, altminte, talentat, zice, nu vă pune nimeni pumnul în gură, dar veți fi exclus din grupurile care contează. Aha. Deci asta este una dintre, dintre spaimele cu care trăiesc obsesiv oameni care se prefac că sunt în zona asta, deși în mod profund nu sunt. Să nu fie excluși din grupurile care contează. E trist, Paul. E de o tristețe enormă. De o tristețe sfâșietoare. Iar amintește-ți... Adică aș prefera varianta aia în care o făceau în scopuri mercantile. Să zică, doamne, câștigă parale, nu știu, le place chestia asta și asta este. Ideea însă că un intelectual ajunge să chiar unor să, cum să spun, să și mutileze propria conștiință din dorința de a rămâne, să se frece de păcoate cu alții din categorie, să stea acolo în cămăruța aia. Nu, eu a conștiințelor mutilate, i-aș exclude cu totul din
acțiunea politică. Da. Deci nu i-aș... Nu? Nu simți nevoia să existe acolo? Nu în calitate de intelectuale, mm-hmm. pentru că bretenii erau intelectuali. Da. Titu Maiorescu era intelectual. Da. Dar Titu Maiorescu n-a fost politician pentru că era intelectual. Mm-hmm. El era politician acolo. Faptul că înțelegea lucrurile, că avea un orizont enorm de cunoaștere și putea să ia decizii în virtutea unor analize foarte aprofundate, e una, dar el nu era acolo în calitate de intelectual. A fost Voltaire. I s-a dat pe mână o administrare. S-a făcut praf. N-a făcut nimic. Da, în calitate de intelectual, mm-hmm. nu de mm-hmm. politicieni. Politicienii pot să fie intelectuali, dar ei să acționeze în calitatea lor de politicieni, nu de intelectuali. Pentru că intelectuali, atunci când se duc rupți de praxisul social și de praxisul economic și încearcă să pună abstract lucrurile în ordine, este dezastru. Am trăit și noi. În ultimii 30 de ani am trăit niște momente. Am trăit și noi, deci oricât... Și-și fac praf și statura. Și statura cu care s-au dus acolo. Pentru că se duc cu o statură și ies cu alta. Și nu... Nivelul intelectual nu garantează capacitate de organizare, de management, de performanță administrativă. Cu toate astea, Pavel, uite, mă uit la... Am stat și eu vreo 4 ani de zile, tot mai spun în când în când despre momentul în care am fost 4 ani deputat în Parlamentul României. Păi, e foarte jos nivelul. E jos de tot. Adică, eu nu aștept acolo, nu te duceai la un... să participi, nu știu, la un seminar pe teme foarte înalte. Dar totuși, te așteptai să, măcar să mai auzi un discurs, să auzi să vezi o preocupare pentru lucruri ceva mai profunde. Oameni care scriau miau de pisică, Pavel, și care ocupau funcții de președinți, de comisii, de nu știu ce, am niște SMS-uri păstrate în arhiva, în memoria telefonului, ceva de speriat la propriu și la figurat, adică îți vine să crezi. Știi care a fost cel mai consistent, cea mai consistentă variantă a Parlamentului României? De după 90? Da. Cred că la din primele. CPUNEU, exact. Atunci a fost o consistență intelectuală mm-hmm. remarcabilă mm-hmm. acolo. Era și Liceanu și Pleșu și... Da, erau oameni grei. Alisandru Paleologu și o grămadă... Numai că ei n-au putut să creeze un fenomen de continuitate. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu a avut cum. Chiar am putea spune că au eșuat, dacă ne gândim la ce s-a întâmplat. Ei au făcut cât au putut să facă atunci, în momentul ăla. De pildă, Pleșu a fost un foarte bun ministru al culturii, că a organizat Ministerul Culturii. Deci l-a scos din paradigma Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Dar după asta a fost un ministru de externe foarte bun, dar izolat chiar în marea faună a ministrilor de externe. Mi-a povestit de mai multe ori, vorbind așa, că privită lumea din zona aia în care se găsea la Ministerul de Interne, senzația era extern, că lumea e necondusă. Mm-hmm. Atât de teribil, jos. Da. Că lumea e necondusă, că e stihial se organizează. Spune, revenim puțin la ceea ce vorbeam mai devreme. Nu. Crezi totuși că există un moment, un turning point, un moment de cotitură, să spunem așa, când aberațiile astea pe care le trăim astăzi, că trăim nenumărate aberații, din punctul ăsta de vedere, spuneam, al corectitudinii politice, al faptului că e o preocupare excesivă pentru minorități. Deci eu înțeleg că există argumente solide pentru a proteja minoritățile de diverse feluri, nu contează. Dar s-a ajuns la momentul în care minorităților li se acordă o importanță extraordinar de mare în raport cu majoritățile. Adică, Robert, nu li se acordă. Nu? Nu, sunt păcăliți. Sunt trișați. Sunt doar tovarăși de drum. Exact cum au fost și muncitorii în comunismul dezvolt, clasic. Așa. Și o să trăim și o să vedem. Uite, din
punctul meu de vedere. Da. Și spun o chestie pe care n-am spus-o niciodată până acum. Toată amenajarea ideologică actuală în legătură cu minoritățile și nu știu cum, este împotriva homosexualilor. Mm. De ce? Deci homosexualii vor fi primii care vor suferi de pe urma acestei acestei ideologii din ce în ce mai... Mie mi se pare că la ora actuală trăiesc cea mai fastă perioadă din cea a luptei pentru drepturile și libertății. Nu, pentru că transgenderismul, da, și mobilitatea, fluiditatea genului le subminează câmpul de existență. Aha. Încep să ce? Să enerveze lumea? Nu, să creeze o antipatie? Nu să enerveze. Deci homosexualitatea înseamnă bărbat cu bărbat, da, sau femeie cu femeie. Uh-huh. Din moment ce se contestă ideea de bărbat și ideea de femeie și se creează un melanj fluid și lipsit de o consistență, așa, homosexualii clasici vor fi primii care suferă de pe urma acestei, da, să acestei ideologizări excesive. E un alt fenomen foarte, foarte important. E antisemitismul profund și din ce în ce mai puțin camuflat al stângii mondiale. Nu vezi că după conflictul, da, din Israel... Da, 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 e dreptat. Prima reacție a fost așa, suntem de partea Israelului, nu știu cum. După asta au început să vorbească despre fascismul israelian. Au început să se facă tot felul... Suporterii protestelor Hamas. Suporterii, da, protestelor Hamas, dar nu sunt camuflate. Suport pentru palestinieni, dar de fapt suportul e pentru Hamas, nu e pentru palestinieni. E o foarte interesantă, dar în Partidul Democrat American există o falangă, o facțiune vehement pro-islamică și antisemit. Au ajuns și la alte subtilități. Cei împotriva Israelului nu mai e socotit a fi antisemitist clasic, ci e antiguvernamental. De Netanyahu, de, da, fapt. Netanyahu, da, e... El este, dacă n-ar fi fost... Deci el e vinovatul, da, acolo, și dacă ești împotriva lui Netanyahu, nu ești antisemit. Da, da, da. Ești antinazist. Uh-huh. Deci, într-acolo se duce stânga actuală, progresismul pe care îl promovează cu atâta vehemență multe cercuri de intelectuali. Te-am auzit, ca să ne întoarcem puțin și la chestiunea legată de, sau să vreau să deschidem discuția, de fapt, despre acest volum Brâncuș pe care l-ai scris. Ai insistat foarte mult să spui Brâncuș un sculptor din Răsărit. De la Răsărit. De la Răsărit. Da. De ce e importantă aceasta și cum vezi, care este accentul acesta în legătură cu Răsăritul, ce vrea să însemne, de ce îl pui neapărat? Ce vrea acest Răsărit? Da, ce vrea acest de faptul că mai ales că vine lumina. E important în momentul ăsta, chiar și în prisma lucrurilor discutate până acum, ce se întâmplă cu Răsăritul în acest moment. Răsărit din care face parte și facem parte și noi, suntem aici, sigur, în zona asta. Da. De ce e atât de important această precizare și acest subtitlu? Pentru bunul motiv că Răsăritul n-a avut sculptură. Și când mă refer la Răsărit, mă refer la zona care a îmbrățișat creștinismul oriental. Aici, adică, Bizanțul? Ortodoxia. Da. Ortodoxia. Zona bizantină, imperiul. Ce vine pe filiera Bizanțului? Fiindcă sculptura este un produs tipic mediteranean. Sculptura este clasică. Ea vine de la greci, de la romani. Da. Au dus-o la cea mai înaltă expresie. Și ea vine dintr-o lume care punea foarte mare preț pe corporalitate. Pe anatomie, pe erou, pe individ.
Răsăritul nu are în relația lui cu transcendența reprezentarea concretă a lui Dumnezeu. Și noi aici suntem mult mai aproape de lumea iudaică, de Vechiul Testament, decât de clasicismul grec și roman, care a fost preluat în catolicism, în lumea catolică. Și atunci... De-aia, hai să spunem așa, pe scurt, mai degrabă vedem sculpturi multe în... sau le vedem, de fapt, în bisericile catolice, dar și în lumea catolică. Sigur, da? De sculptura a fost asimilată în apusul Europei. În apusul Europei și care vine exact pe filiera asta clasico reactivată în Renaștere, pentru că a fost o perioadă în care și Occidentul a fost... ezitant în ceea ce privește chipul cioplit, fiindcă goticul, de pildă, și romanicul și goticul sunt mai mult tipologice decât individualiste, așa cum a fost sculptura veche. Dar totul a fost reactivat în Renaștere. Atunci s-a redescoperit corporalitatea, individualismul, eroul și așa mai departe. Este tipul Michelangelesc care a fost impus. În Răsărit, maximum de sculptură pe care l-am avut sunt iconostasele, pietrele de mormânt, ornamentele de la brâurile bisericilor și așa mai departe. Sculptura noastră a fost cioplire, n-a fost sculptură. Ori pentru sculptură, cioplirea este o tehnică, nu este sculptura însăși, cioplirea. Și atunci, la noi, sculptura apare pe filiera occidentală. La noi vin sculptori din Occident, Ștorc, bătrânul Ștorc, vin și sculptori care lucrează din Occident. Și lucrează în spațiul ăsta răsăritean. Lucrează în spațiul răsăritean, nu știu, statuia Ovidiu de la Constanța, e făcută de un italian. Sunt sculptori francezi care lucrează aici. Vine Vladimir Rejel, un sculptor polonez-francez, naturalizat francez, care rămâne în România. El a fost și profesorul Brâncuș. Și atunci Brâncuș își însușește elementele sculpturii pe filiera occidentală, pe filiera sculpturii mari, pe istoria sculpturii. Lucrează după clasic, e academist la un moment dat, după asta lucrează Rodinian și la un moment dat, după ce epuizează, cum să zic eu, circuitul într-o sinteză foarte strictă al istoriei sculpturii canonice, începe să caute portițe de evadare din tipul ăla de... Și încearcă vreo trei variante. Prima variantă este protoistoria. Este tipul de idol tipologic, dar care nu are nimic de a face cu idolatria de tip... nu știu, idolatria lui Moise, de pildă, când se întoarce cu tablele și găsește comunitatea că se închină la idoli. Și este vorba de renunțarea la particularitățile psihologice ale formei și la înscrierea formei într-un fel de general uman. Fără psihologie, fără identitate, ci pur și simplu este tipul omului așa cum există el în toate timpurile și întotdeauna. Sărutul, cumințenia pământului, Danaide și așa mai departe. După asta încearcă prin rugăciunea, care este bizantinizantă, prin atitudine, e hieratică, așa, dar nu e încercarea de a bizantiniza pe care o face Paciura, de pildă, aducând drapajele din pictură în sculptură, pe când Doreliefu sau la Mestrovi sau la alții, ci prin atitudine, prin severitatea formei. Nici asta nu iese și atunci trece la scoaterea sculpturii de sub dependența materiei. Începe să dematerializeze sculptura și o aduce până când ea devine o flacără în văzduh. Pasărea în văzduh fiind elementul de referință pentru această eliminare a oricărui suport de masă, suport material.
Și el împacă în momentul ăsta, împacă spiritul oriental cu care se opune echipului cioplit, să nu-ți faci echip cioplit, cu imperativul tridimensionalului. Deci el creează tridimensional, dar nu face echip cioplit. Și din punctul ăsta de vedere, el intră în paradigma steiniană. Niciodată nu m-am gândit că e un proces atât de complex și de profund, da, la care... Deci el sculptează cu energie, nu cu materie. Uh-huh. Și din paradigma newtoniană, care lucrează cu masa, și toată sculptura clasică e o sculptură a masei, e o sculptură grea care se așează pe pământ, este supusă gravitației. Brâncuș scoate încetul cu încetul de sub efectul gravitației sculptura și dacă îi urmărești lucrările ultime, din ultimele cicluri, aderența lor la soclu sau la suprafața de asta este punctuală. Uh-huh. Și deci, el devine un sculptor răsăritean prin faptul că elimină chipul cioplit din sculptură, dar salvează tridimensionalul. Și zic că e un sculptor de factură einsteiniană pentru că el lucrează cu lumină. Extraordinar. Nu lucrează cu opacități, lucrează cu lumină. Uh-huh. Și cu lumina dinăuntru, cu lumina necreată. Este exact lumina pe care o vede Moise pe muntele Horeb, este lumina schimbării la față, este lumina pe care o ia Ortodoxia în ultima sâmbătă dinaintea Paștelor. Aia care nu e cu sursă. Uh-huh. Deci lumina lui nu e lumenul, lumina naturală, din, așa cum au numit-o latinii, lumina cu umbră care vine de afară, lumina becului, lumina lumânării, ci e luxul, e lumina din interior. Dacă pentru Biserica Catolică, de pildă, forma tipică de expresie și de procesare a luminii este vitraliu, lumina vine din afară și vezi enormul spectacol de forme și de culori, dar prin penetrarea luminii, pentru Biserica Răsăriteană este mozaicul. Lumina vine din chiar interiorul pietrei. Vine din aurul, din foița de aur pe care îl înglobează piatra. Și de asta Brâncuș este un sculptor de la răsărit, pentru că el, de fapt, neagă întreaga istoria sculpturii, o reformulează și o aduce înapoi la sursa ei veterotestamentară, în care relația cu ceea ce e de dincolo este o relație energetică, nu e o relație corporală. Deci asta e teza cărții, asta e toată demonstrația pe care am făcut-o și nu e demonstrația mea. Deci eu n-am făcut decât să-l citesc pe Brâncuș și în manifestările lui narrative și în manifestările lui din art, din creația propriu-zisă, din sculptură. El îi spune lui Eugen Ionescu la un moment dat, zice, știi că eu văd ionii? Ce ionii vezi? Zice, particule alea de energie. Zice, cum le vezi? Uite, zice, dacă strâng ochi așa, mă uit în soare, și dacă strâng ochi așa, fac cu plioapele strânse, văd cum freamătă ionii acolo. Altceva spune Brâncuș, de toată viața am căutat zborul, spune el. Zborul, ce fericire! Altfel, este o nebunie să spuneți că sculptura mea este abstract. Sculptura mea nu este abstract. Sculptura lui Brâncuș lucrează numai cu viul, cu viața, permanent lucrează cu viața. Nimic nu e joc gratuit de forme la el. Și mai e încă un lucru foarte important. Brâncuș lucrează cam în același timp în care Einstein își definitivează cele două teorii. Este teoria relativității restrânse și apoi teoria din 1919, dacă nu mă înșel, a relativității generalizate, când se împacă cumva, cum să îl extinde pe Newton. Și epoca
este o epocă în căutare de energie, este o epocă în căutare de zbor. Nu întâmplător au apărut fenomenul ăsta. Adică Brâncuș era conectat cumva intelectual la toată această efervescență? Era conectat ca aspirație. Da. Ca și instinctual, dar și spiritual, da. Și conceptual era conectat. Vrei să spun o chestie la care cred că nu te-ai gândit până acum. Te rog. Era o asociație a studenților români la Paris, de care făcea parte și Brâncuș. Știi care erau studenții români, printre alții, care făceau parte din această asociație? Nu știu, dar cred că erau nume mari. Traian Vuia, uh-huh. Aurel Vlaicu, Henri Coandă. Toți cu zborul. Toți cu zborul. Da, da, da. Da. Extraordinar. Toți cu zborul. Și la Brâncuș zici că între cumințirea pământului, să zicem, și pasărea în văzduh, e o distanță de milenii, de nu știu cum. Uh-huh. Toate cele trei forme de căutare a unei portițe pentru invaziune din canoanele sculpturii clasice sunt aproape simultane. Lucrează concomitent la toate, cum Traian Vuia este simultan cu Coandă. Dacă te uiți la avionul lui Vuia și te uiți la turboreactorul lui Coandă, ai senzația că sunt epoci între ei. Erau colegi. Deci atât de dens era momentul și atât de mare efervescența intelectuală și spirituală, fiindcă Brâncuș era un antimodern după canoanele lui, după definiția lui Companion. Brâncuș era un antimodern, era spiritual, era credincios. Cânta în biserică, îl aștepta pe Dumnezeu să vină în atelierul lui și când apare o rază de lumină, cumva vine o vrăbiuță pe acolo, are senzația că, extraordinar. Că, da. Că a venit momentul eliberării și nici nu mai duce mult după asta. Deci erau oameni spirituali. Erau oameni conectați la misterul de dincolo de materie, de dincolo de suprafețe, de dincolo de asta. Și asta nu înțelege progresismul. Asta nu înțelege stânga, corect. Care de fiecare dată reinventează lumea. Uh-huh. Stânga e fără memorie, e fără părinți, e fără bunici. Dimpotrivă, tot ceea ce e înaintea ei este obiect de dispreț. Și din pricina asta vor fi repetate crimele pe care le-a făcut comunismul permanent, pentru că cei care le vor face de acum încolo nu sunt conectați la memorie. Nu au conștiința continuității, fiindcă ei lucrează pe rupturi. Ei lucrează nu pe continuitate, pe soluții de continuitate. Da, și lumea li se pare că se naște azi. Se naște azi, se naște odată cu ei. Da, ceea ce e extraordinar de periculos. Și ar mai fi încă un lucru foarte important de discutat, care nu s-a discutat până acum. Te rog. Știți că au fost acuzați mereu de introducerea comunismului în lume, evrei. Că evreii l-au adus în Rusia, că a fost nu știu cum, că ăsta este una dintre cele mai mari cele mai mari prostii care se pot spune. Evreii nu sunt definiți etnic, ei sunt definiți prin religie, prin sistemul de credințe, prin iudaism. Toți evreii care au fost în sistemele comuniste erau atei. Deci ei erau mesianici de tip comunist. Mm. Nu aveau nicio legătură cu iudaismul. Mm-hmm. Nici Marx, nici toți ceilalți, nici, nu știu, Ejov, nici Iagoda și nici ceilalți criminali ruși nu aveau nicio legătură cu iudaismul. Nu erau oameni care să meargă la sinagogă. Nu aveau nicio legătură, nici Ana Paucăr la noi și nici nimeni. Deci degeaba spunem că erau evrei. Nu, erau atei. Iar ateismul e o religie în sine. E un alt tip de religie. Deci lucrul ăsta ar trebui discutat mai pândelete și analizat în profunzime. Interesant capitolul ăsta. Da, pentru că nu poți suspecta un practicant al iudaismului că a făcut
ceva pe care nu l-au făcut decât atei. E o religie paralelă care, unde au intrat toate naționalitățile cu putință. Ungurii, cehi, de toate. Toți s-au unit sub o singură religie, aceea a fericirii oamenilor cu forță. Mm-hmm. Care nu are nicio legătură cu o religie sau cu alta. Corect. Așa e. Două întrebări scurte și o să te rog. Unu, de ce în acest volum nu apar, și am, eu știu cumva răspunsul, dar vreau să-l spui și public, de ce nu apar, nu sunt reproduceri ale operelor lui? Pentru că doi ani de zile s-a dus o corespondență între editură și deținătorii de drepturi. Deci există niște deținători de drepturi, da. Și a imaginilor operelor lui Brâncuș? A imaginilor, sigur că da. Sigur. Bun. Până la 70 de ani de la moartea, da, autorului, da, deci până trec cei 70 de ani, există deținător de drepturi. Uh-huh. E un nepot al soților Istrate și Dumitrescu, adus din România și făcut deținător de drepturi în lume, uh-huh, asupra imaginii lui Brâncuș. Drepturile lui sunt gestionate de ADGAP, din Franța, Franța, da, și de Vizarta din România. Uh-huh. Amândouă sunt niște instituții ticăloase, sunt niște instituții parazite, care pur și simplu sabotează actul cultural într-un mod, cum să zic eu, rudimentar, într-un mod grobian. Fiindcă se puteau, editura plătea drepturile, sigur, pentru reproducere, da, dar ei au cerut niște sume, nu? Nu e vorba de sume. Au cerut, au pus atâtea condiții, uh-huh, încât până la urmă eu m-am enervat și am renunțat la ele. Ultima condiție, știi care era? Era să le prezentăm cartea gata, da, machetată, făcut, deci produsul tipografic, doar să intre la imprimare, da, și ei atunci să spună dacă dau sau nu dau. Da, bun. În ultimul dar minut... vreau să vă spun o chestie. Așa cum arată cartea acum, este opera Dalinei Bădescu. Da, dar e un volum de o eleganță aparte. A urmărit, da, evident, spunându-i eu ce îmi, da, doresc, da, a urmărit trecerea lui Brâncuș de la întuneric la lumină. Mai avem câteva, da, secunde, Pavel. E o expoziție Brâncuș la Timișoara. Da, o expoziție, e un eveniment fără discuție, un, da, eveniment foarte important. O expoziție al cărei curator este Doina Lemni, un om care știe foarte bine opera, da, lui Brâncuș, o știe dinăuntru. Și comisarul expoziției este Ovidiu Șandor de la Timișoara, un om de afaceri, colecționar, care a fost foarte eficient în, în aducerea și organizarea expoziției aici. Expoziția este nu propriu-zis ratată, dar viciată de o viziune scenografică voluntaristă și care arată lipsa de înțelegere a celui care s-a ocupat de punerea în spațiu, de scenografia revistei. Este vorba de arhitectul Attila Kim, un fel de personaj tabu al expoziției. Se poate rata la un dat un, deci, îți dau un moment. Un singur, da, exemplu. Nu mai vorbesc de spațiu accidentat, că poți să cazi, să-ți rupi capul acolo, că totul e pe întuneric și cu, da, denivelări, dar pasărea în văzduc, de pildă lui Brâncuș, pe care Brâncuș a fotografiat-o de jos în sus, încât să-i se vadă numai un punct de lumină în care, da, ea este pusă pe un drapaj cu verticale, cu dungi verticale, iar ea se pierde în aceste verticale, în loc să fie detașată de fundal și e iluminată de sus în jos. Deci e îngropată lumină în loc să fie cum e în fotografia alăturată, fotografia făcută de Brâncuș, care nu trebuia decât să fie urmărită în punerea în spațiu. Îți mulțumesc, deci, foarte mult, Pavel. Expoziția este de văzut, este remarcabilă, de văzut, da, dar voluntarismul
scenograful îi scade mult din autoritate. A fost o bucurie să te avem în această seară cu noi. Mulțumesc și te mai așteptăm, să știi, dacă îți mai faci timp. Pentru invitație. Tare mult. Și la tine vin oricând, pentru că cu tine pot vorbi. Îți mulțumesc foarte mult, Pavel. Doamnelor și domnilor, să aveți o zi națională cu multă liniște și un respiro, așa, să spunem, la acest sfârșit de săptămână. Că ne vedem de săptămâna viitoare, începem iarăși cu ale noastre. Rămâneți cu Metropola TV și cu Mădălin Ionescu Show. Toate bune!